Bine ați revenit. Relansăm dezbaterea despre câteva dintre clădirile simbol, fațadele simbol și despre, să zicem, reperele culturale ale Timișoarei cu arhitectul Radu Radoslav. Am vorbit, spuneați că despre opera, am vorbit data trecută, am încheiat spunând că, de fapt, acel arc, să zicem, de pe fațada operei, e de fapt arcul de triumf de la... Expoziția românească de la New York, din aceeași perioadă, făcută de același arhitect, făcea parte din toată gruparea modernistă, interbelică, Terani în Italia, în Germania erau așa, în Moscova erau alte, s-a trecut la alte lucruri, dar toate. Deci asta făcea parte dintr-un curent care el este, nu poți să-l ștergi de pe fața unui oraș. Și prin urmare se integrează în... Din punctul meu de vedere, se integrează perfect în ceea ce este acum piața și mai ales este multiculturalitate. Deci sunt față în față niște culturi diferite care coexistă. Și ăsta este, de fapt, simbolul și esența orașului nostru. Din punctul meu de vedere. Hai să vedem acum cu filarmonica. Se observa că discutăm de instituții consacrate muzical, instituții de muzică din sfera culturii muzicale, dau dată opera, deși acolo sunt mai multe, cum spuneam, instituții de cultură, dar opera îi se zice, piața operei, nu se zice piața teatrului. Nu, e vorba de consacrarea care e generală. Ciudat și... este când s-a înființat opera, că și aici e o poveste foarte interesantă, opera din Cluj a venit. Deci astea sunt lucruri care a renăscut. Spațiul german, de pildă, există, nu Theaterplatz, adică există consacrare de tipul ăsta, se spune piața teatrului. Da. Aici e opera, e Viena, cultura de tipul ăsta, cumva. Acum, mergem la filarmonică. La filarmonică, asta este o imagine care îmi place foarte mult. Cu Timișoara 1930, era deja 30 și ceva, era deja cinematograful capitol și se vede corzo cum era făcut, lipsea catedrala, lipsea o mulțime de alte clădiri și așa mai departe. Și acum mergem la cinematograf să ne uităm, eu îi spun cinematograf. Ăsta era cinematograful capitol, proiectat tot de Duiliu Marcu, 1929-1930. Este imagine din 39. Cum îl ați caracteriza și analiza arhitectura? Este una din cele mai frumoase clădiri din, de arhitectură modernă. Duiliu Marcu a făcut și căminele și cantinele universității. Spuneți-mi așa ca ins care, mă rog, provine din cultură, dar nu-i de specialitate, are un anumit simț estetic provenind din literatură. Prin ce-i frumoasă clădirea asta? Hai să mai punem imagine. Mergem și la următoarea, că asta e din față. Sunt trei din imagine aici, se vede. Deci, încă o dată, are un registru de bază care este mai gros, ca astea din Renaștere sunt, deci parterul e mai înalt, după aia vine un registru mai subțire care e alb, primul ăla e cu cărămidă, cărămida este și pe toate clădirile de la Politehnică făcute interbelic și partea principală este, cum să vă spun, deci e simetrică, e după toate regulile. Așa. Hai să mergem mai departe, încă una, încă o imagine. Asta este de pe partea cealaltă. Da. Ea era în câmp. Primăria actuală era deja construită, dar spre Loga nu era construit, nu era nici parcul și așa mai departe, să zicem. Atunci parcul Justiției, cred că se chema. Da, ăla exista, dar era ușor. Da. Și acum mergem la hai să mai vedem una. Eu am prins cinematograful, se chema Modern sau cum? Nu, Modern era în 1969. Avea un nume rusesc, cred că nu era capitol. Abia în 70, în 68 probabil s-a făcut cinematograful Modern, așa scrie, și în anii 70 a devenit capitol. Acum ce s-a întâmplat? El a fost conceput ca cinematograf. În clipa în care s-a adăugat funcțiunea nouă, funcțiunea nouă este ca și la operă. Are nevoie de un foaier imens în față. Opera filarmonică nu este, nu rup un bilet și te duci pe scaun pentru întuneric. Nu, e spațiu de socializare. E un spațiu de etalare, de costum, de ce cu totul și cu totul altceva. Și atunci a apărut nevoia să se amplifice, să se modifice. Proiectul a fost făcut de Șerban Sturza, era proaspăt absolvent. Dacă ne uităm la următoarea imagine, deci asta este în 1970
nouă poza, dar în 72 a fost făcut proiectul, în care i-a mărit puțin holul, o chestie funcțională, a adăugat în spate un corp, în partea din stânga, spate, un corp foarte frumos, impecabil, integrat. Din punctul, eu eram student, nu prea știam. Ce știu este următorul lucru, însă, că un arhitect tânăr, când venea în un institut de proiectări, așa se face întotdeauna, el are un tutore, să-i spunem. Și tutore era domnul Dancu. Acum, din punctul meu de vedere, intrarea asta seamănă cu intrarea de la Spitalul Municipal din Timișoara. Deci, nu se... Nu are ce să caute aici. Funcțional, poate că a rezolvat, dar din punctul de vedere, și ne mai uităm la încă o poză, da, hai să vedem, aici se vede eleganța din 1939, să spunem, din 32, era impecabilă. Asta de sus, imaginea de sus. Aia de sus este clar că e o lipitură îngrozitoare. Acum problema este, ea a fost operațiune funcțională primară, deci era nevoie de acest spațiu nou. Da. Da. Raportul funcțional-estetic, utilitar-estetic. Da, aia partea estetică nu mai cadrează nimica. Și problema se pune că, din punctul meu de vedere, vă rog, refacerea a fost și un concurs, nu discut, l-am criticat foarte tare, a câștigat o firmă, nu așa se face. Asta trebuie regândit totul. Și acum, interior și holul existent și fațada refăcută. Fără discuție. Dacă data trecută am discutat despre o clădire care se reabilitează în sensul că, mă rog, se regenerează, să zicem se așa. Revopsește, se revopsește, aici discutăm de o schimbare, de o transformare, aici, în esență, e altceva. Deci aici intervenția asta a fost brutală, din punctul meu de vedere. Șerban încă era tânăr și probabil părerea mea că nu el a făcut-o, a făcut-o celălalt. Tutorele a făcut-o, el s-a ocupat de partea din spate impecabil. Acolo se simte mâna lui. Ucenicul a făcut partea din spate, tutorele ca tutore, partea din față. Asta e bănuiala mea. Nu, bănuiala, da, fiindcă nu se poate ca un arhitect rafinat ca Șerban, care poate să-mi placă sau să nu-mi placă, dar nu putea să facă așa ceva. Asta e părerea mea. A făcut detaliile, treptele le-a pus. Se mai punem o dată imagine, se vede intrându-o acela mai bine, anterioara, cred acea că anterioară, da. Cu vreo două, dacă nu. Da. Da. Asta e. Deci este clar că e o operațiune. Știți cum? Era ca la fațada operei care se făcea modern numai intrarea de jos. Da. El a avut puterea să facă toată fațada până sus. Și rațiunea n-a fost funcțională, rațiunea a fost din punct de vedere urbanistic. Să ne dăm seama, noi aici când discutăm de intrând opere, aici să zicem așa, generic, putem discutăm despre unul dintre cele mai mondene, poate, spații din oraș, că are și dimensiunea asta, e spațiul de covor roșu, cum s-ar zice, așa de multe este. Ori. Da. Da? Deși asta e de luat în calcul, spațiul care nu se referă doar la mersul la filarmonică, la orice manifestări se fac acolo și așa mai departe. Deci e multifuncțional și ăla, cumva. Ăla este multifuncțional, opera. Aici nu este. Deci, din păcate, eu vă spun, am mers de puține ori după refacerea asta, fiindcă nu-mi producea plăcere. Deci, nu... Cinematograful este o instituție, repet, unde cumpărai un bilet și intrai direct pe scaun, te puneai pe întuneric. Pur și simplu. Pur și simplu. Ori, filarmonica are... Nu sala este importantă. Deci ideea, nu știu câți iubitori de muzică, dacă e plină vreodată, nu știu cine. Din câte știu, sunt oameni care merg. Acum acum mergeam și eu, dar acum nu. Eu vorbesc de capacitatea sălii. Problema este nu capacitatea sălii, poate acustica, nu mă pricep, ar fi trebuit să fie făcut un studiu. Problema gravă este a spațiului de etalare. Repet, în lume, în fața unei opere, mergi la Scala, mergi la... Deci, am să-mi spun ceva de Scala. Scala, dacă mergem, primul rând este un muzeu, depășim asta, dar ea are... De ce era atât de importantă? Ea era înconjurată de... sala era înconjurată de un culoar și era sala, culoarul și în spate erau camere neluminate. Și acolo se făceau afacerile, se făcea pracurvia, se făcea, deci toate lucrurile mondene. Da. Și acolo venea lumea bună, repet, să-și etaleze rochile, să-și etaleze fracul, să-și etaleze amanta, să-și etaleze banii, fiindcă, de fapt, toate procesele astea,
să zicem, artistice, când ele când sunt la modă, ele sunt ca sunt acum, ori doar un pretext un pentru pretext, mai mult, da. Pentru tot. Fiindcă, de fapt, noi credem, dar întotdeauna, la, cel puțin la spectacolele astea, știți cum era loja principală? Gândiți-vă, loja principală a stat regele, a stat la, la operă. La operă, ne referim. Aici, loja aia este, e o operațiune cinematografică, e o operațiune populară. Și ăla care este în loja principală este la fel de... de spălat sau de spălat. Și cum ați vedea dumneavoastră ca soluție schimbarea acolo? Că și la opera asta, dacă la distanță mult mai mare, catedrala cultului față cu cultura, cu opera, aici e o instituție de cultură față cu primăria. Aici trebuie... Peste drum, cum ar fi. Da, da. Aici este, cum am spus și la operă, ea trebuie amplificat. Vă spun, în 96 cu... Da. Cu nevasta lui Castravete, ea era studentă sau 90 și așa, a făcut o diplomă coordonată de mine și am găsit 70% din spațiile din clădire care nu erau ocupate de nimica. Erau depozite și așa. Și atunci am făcut magazinele de pe Alba Iulia. Pe partea cealaltă, pe Mărășești, nu sunt magazine. Depozitul ăla, s-a construit un depozit de decoruri în afara Timișorii, pe fonduri europene. Da. E rămas tot așa. Deci clădirea nu este folosită cum trebuie. Deci are potențial mult mai. Problema este că întotdeauna toată lumea dorește să facă mii de locuri de culturale, să zic, palate culturale. Obsesia este Filarmonica din Hamburg, care a dat faliment orașul, care nu mai știu ce, care abia acum au desfăcut-o de mânșul și care a prejudicat. Deci, cheltuirea banilor nu este un scop în sine. Scopul este că această clădire, dacă se face, dar acum s-au făcut 4 cinematografe care nu mai cinematografe nu mai sunt. Sunt centre da, de un fel de centre culturale, ceva de genul ăsta. Acum populația orașului Timișoara, cu scuzele de rigoare, s-ar putea să ne certăm rău de tot. Da. În afară că sunt bănățeni timișoreni și da, populația nu n-ar mai gusta prin cartier așa ceva sau. Păi da, cum se în cartier care sunt ce? Păi, este una asta de exemplu, este una dintre ideile cele mai la modă și anume că viața culturală trebuie și ea descentralizată. Știți discursul, ideea că prin oricare cartier semnificativ okay. al orașului. Ai altceva. Trebuie să existe poli mici. A, sau nu, haideți să atunci vă spun teoria care este. Și nu e teoria mea. Cinematograf nu mai este. La ora actuală este nici măcar post de televiziune, este altceva. Am intrat în altă era. Dar depășesc asta. Acum aproape 20 de ani, dar acum 15 ani, am făcut următoarea teorie. Da. Tot timpul mi-a spus că Timișoara are 3 cartiere, cele istorice și restul. Câte are, de fapt? 40. Așa ar trebui. Bun, cum să ne exprimăm corect? Eu am zis greșit cartier. Nu poți avea 40 de centre culturale. Unități teritoriale de referință după sistemul românesc, după sistemul american, școala sociologică de la Chicago cu Clark, el spunea unități de vecinătate. Ce înseamnă? Cu primărița actuală a Parisului a spus orașul Paris are 10 milioane, se împarte în 15 minute pe jos. Și centrul este școala. Școala este centru comunitar, centru de cultură, centru de așa mai departe. Și atunci fiecare din această unitate care trebuie despărțită... Păi de asta înseamnă o atomizare aproape. Păi așa se face, așa s-a făcut omogenizare. Acum, mai ales după 2008, când a venit neoliberalismul și a construit peste tot, s-a omogenizat. Fiindcă problema nu este numai asta, dar... această descentralizare de care spuneți, păi mândria mea din zona unde este ca să trupa mea de teatru din cartierul, din unitatea mea de locuit, cum să-i spunem, e cea mai bună din Timișoara. De amatori, de profesioniști, cea mai bună echipă de fotbal, de așa. Și vă spun din ce cauză este important, fiindcă școala este preșcolară, este școlară, liceală, adolescenți, bătrâni, fiindcă acum lucrurile se schimbă atât de tare încât eu, mi-e foarte greu să dau o dată pe săptămână telefon la nepotul meu să mă învețe cum să fac. Ori bătrânii nu, cei tineri nici nu se uită, spune apas pe X, nu știu care, nici nu se uită la tine. Deci, dacă nu este această interacțiune și asta face coeziunea unei grupări și asta ce înseamnă? Inclusiv bugetul trebuie redistribuit, nu...
cum noi creim, că nu București ea, nu știu, 50%, județul ea, da, 20% și Timișoara ea 30%. Da. Dar eu vă întreb, Timișoara ce este primăria? Are 40 de unități, ia primăria 50%, restul distribuie la 40, am spus 40 de unități. Este practic vorbiți, da, de o păstrare, deci național, local, infralocal, cum ar fi. Da, și pe trepte, până la casa scării. Fiindcă acum când au vrut să dea legea cu porumbei și cu animalele de casă, au spus, domnule, asociația de locatari de pe casa scării. Păi ea nu mai există, a fost pulverizată de această politică de omogenizare. Ori, el nu poate să fie șef dacă n-are și resurse. Asociația de locatari. Și atunci, dumneavoastră, vorbiți practic și de o schimbare a modului de finanțare în oraș, cum ar fi, da. Nu doar a orașului, sigur. Cât primește și modul în care sigur. Orașul se își guvernează banii. Și acea, ei spun, unitate, una din cele 40, are exact ceea ce a spus dumneavoastră, are centru de unitate în care este școală, școala este centru cultural, acolo e sala de sport, acolo e sala de spectacole, acolo e sala și acolo participă toate vârstele, fiindcă el trebuie să acolo se cunosc cu oamenii că nu deci poți... practic ca un fel de consiliu consiliu de dar nu de cartier, repet, la noi tot cartiere istorică. Timișoara are multe cartiere, are, eu știu, Tipografilor este un astfel de ansamblu, care are anumite caracteristici. Oamenii, clădirile, blocurile, mai departe. Cartierele de locuințe, Mehala. Da. Aia în jurul școlii trebuie să se adune. Și cum vedeți că asta e interesant ca model? Bun, în primul rând, câte unități de acest tip? Eu am spus 40. 40. A făcut studiul nostru, dar poate să fie 35. Ordinul de mărime acolo ar fi. Da, din ce cauză? Cele 15 minute de mers pe jos, care acum este toată lumea declamă pe toate posturile, uitând că toți au torpilat treaba asta, care am spus acum 15 ani și am făcut studiile, înseamnă 500 de metri de mers pe jos. 500 de metri de mers pe jos, n-ai voie să zicem bucata asta. Da. Pe margine e delimitat de rețele de rutiere de categorie, deci cu 4 benzi, este de cale ferată, este de râu, deci greu de traversat. Tu trebuie să ai tot un interior. Copilul nu are voie să meargă. Prin urmare, micro-universul, sau cum să zic, fiecăruia trebuie să fie inclus în această rază de 500 de metri. Ca tu să știi cu cine, în America, de exemplu, într-un cartier de irlandez, se pune la vânzare o casă și 9 luni de zile nu ai voie să o vinzi decât membrilor comunității. Dacă nu, asta e preemțiunea, acum un fel de preemțiune. Da, asta se întărește identitatea culturală. Și așa se fac mai multe culturi, nu se fac ghetou, că tu poți să treci dintr-una într-alta, dar nu se face omogenizare. Deci se evită enclavizarea. Sigur. Și asta ce înseamnă? Și după 9 luni de zile, dacă vin eu ca român și vreau să cumpăr acolo, comunitatea pune banii jos și o cumpără. Deci, asta tradus în termen local, că noi n-avem acum Chinatown sau cartier landez sau nu știu o ce. O să avem. Nu, dar nu contează. Știu la ce vă referiți, că am mai discutat cu emigranți și nu numai. Sigur. Ideea e următoarea. Acum, cum s-ar aplica asta la noi? Deci, acum, de exemplu, dacă cineva în circunvalațiune, de fapt și acolo, nu-i mai circunvalațiune, că se împarte și el, nu-i 500 de metri. 3 circulațiuni, 1, 2, 3, are... circunvalațiuni 1, X vrea să vândă casa, apartament. Se instituie ce? Nu, asta nu poți să faci, dar eu vă spun cum era în America. Da. Dar, în orice caz, cel de acolo trebuie să știe, de exemplu, în Canada, nu partidul deleagă un consilier local. Da. E o bătălie, eu sunt cel mai... Glumă, da? Da. Sunt cel mai reprezentativ din cartierul meu. Toate partidele se luptă pentru mine ca să-i reprezint. Că eu reprezint comunitatea. Da. Deci, acea comunitate. Comunitate. Și eu mă duc acolo și spun, îmi pare rău, nu faceți treaba asta, eu sunt reprezentantul cartierului și nu se face. Nimeni nu-și permite să încalce drepturile unei comunități de tipul ăsta. Și eu sunt convins că cel puțin... Repet, acum este așa o... Păi asta, un anumit demers, în sensul ăsta, a fost și cu așa zisele consilii de cartier. Făcute când am fost și eu în primărie. Nu numai știu cât de funcționale sunt. Nu au fost, ele au fost acaparate la politic, asta e primul lucru. Pericol și acum este la fel. Dar ele erau pe... De exemplu, era un cartier care avea
cartierul istoric și un cartier de blocuri ca tipografie. Da. Păi, în cartierul de blocuri este alt tip de viață, decât, alte nevoi decât în cartierul de istoric. Deci sunt lumi diferite, ascultați-mă. Corect. Da, ce discutăm? Apropo, acum 20 de ani, când am început cu revitalizarea zonelor istorice, primul lucru stabilește de strategia. Și am spus, fabricul cartierul berii este obligatoriu, fiindcă e singurul loc, e aproape de bere și bere tradițională trebuie să se facă. Istorică, prima, nu știu, Centinișoara și România. Da, și în Europa, să zicem. Dar acolo, și acolo trebuie să se nască cultura berii. Ce înseamnă treaba asta? Că faci facilități, de exemplu, pentru cine deschide fabrică din asta manufacturieră de bere, îi dai, nu plătește 10 ani impozit. De exemplu, da. În cetate este altă cultură. Cetatea trebuie să fie o chestie. Berea e un tip, ea se bea la mese lungi. Bun, ca la... e o estetică a berăriei, ține și de proletar, consum de masă, dimensiune socială. Te duci la Cehia, tip... în Cehia și vezi la Praga cel mai tare. Cetate este cafenea și vin. Este altă cultură. E mai exquisite, hai ca să vorbim și engleză. În fabric, fiindcă prețurile... Nu. Fabricul n-a fost acaparat de, am să-i spun, de rechinii imobiliare, am să spun altfel. Deci acolo prețurile sunt mai jos. În fabricul poate să se nască mișcarea de avangardă. În cetate nu se mai poate face nimic, că a apărut gentrificarea, totul este cumpărat, nu mai niciun locuitor, deci nimeni nu mai locuiește acolo, toate sunt ocupate de... de birouri, de... Mai au spații de alt tip, cum ar fi. Deci acolo e foarte greu și atunci acolo e o anumită cultură. Hai să vedem așa, în Iosefin, fabric, da, exact. În Iosefin am avut un scandal imens atunci, am prezentat la o din asta europeană și am zis în Iosefin, am făcut studii pe Amsterdam. Da. Și Amsterdamul, cu toate lecțiile bune și rele, și am spus că poate să fie un cartier roșu, fiindcă acolo a fost portul și acolo era... Da. Acolo era gara. Și totdeauna în jurul acestor instituții, să zicem da. Așa. Mă rog, acolo erau și alte amănunte. Și au venit și m-au făcut că sunt... Vedeți realizabil asta? În mod normal, da. Are spații, deci și eu, din punctul meu de vedere, repet... Astea sunt niște identități clare ale orașului. Păi, sigur. Mult mai clare. Deci asta înseamnă... Dar nu poate să fie cartierul roșu, cartierul studențesc. Nu se poate asta. Dar ideea este că partajarea asta este o partajare, într-adevăr, nu doar tehnică, ci și identitară. Dacă s-ar reuși. De activitate, asta spun. Păi și de deci primul lucru, eu nu discut, deși acum am discutat și de partea estetică, este... omul este mai important decât clădirea, să mă înțelegeți. Comunitatea e mai important decât orașul. Fiindcă, de fapt, dramele la Veneția, de exemplu, e un muzeu, localnici nu prea mai sunt, da. Barcelona la fel, nu mai aparține. Amsterdam a căzut în treaba asta și acum îi duc politici foarte dure ca să nu mai... De tăiere inclusiv a unor... Ca să nu mai vie englezii să se bete acolo și să se drogheze, să se mai vândă, de exemplu, marihuana sau hașiș decât la cetățenii olandezi, de pildă. Deci ce vreau să spun? Că toate lucrurile astea se fac politici sau strategii, după aceea se fac politici de atăcare. Și ce este important? Tempou sau ritmul în care ataci. Cu porumbeii nu spui că... De exemplu, scandalul a fost și acum 15 ani. Eram în primărie și a venit Ciupa, marele expert, și a zis, domnule, cum să înfometa? Zice, există, a dus un biolog, a zis, păi băgăm niște grăunțe, așa și aia nu se mai reproduc. Și o perioadă orașul a scăpat. Nu pui problema invers. Înțelegeți? Asta vreau să spun. Și să se fac pași mărunți cu... Trebuie să simți orașul, trebuie să... Asta e o mare chestiune, pentru că, într-adevăr, și asta cu Timișoara culturală, capitala culturală 2023, într-adevăr, uite, dacă s-ar produce o redefinire așa orașului în sensul identității, uite, zona X ar însemna asta. Bere... Dar nu că ea poate să însemne și acum, dar să însemne cu adevărat. Bere, dar care ar fi, hai ca să punctele cardinale din punctul ăsta de vedere. Asta cu fabricul cu berea, cultura berii. Bun.
Asta cu cetatea, într-adevăr, e mai aristocratic, cumva, cafea, vin, altă zonă. Și sunt aici foarte mai multe birouri din astea, avocați. Spații de lucru, nu știu ce, și tribunalul aici. Da, da, adică, da, 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 spun, așa, mai, și, da. Și bastionul ca, mă rog, rămășița cetății. Da, da, da. Așa. Acum, de Iosefin spuneați, poate fi bine, poate nu, asta cu roșu, cu cartierul roșu. Ce alte cartiere sau puncte de acest tip ar mai avea Timișoara? Nu, două, trei, câte? Ideea e următoare. Nu cartiere, puncte, repere. Da. Acum eu ce spun? Timișoara a avut un noroc orb, fiindcă în 1900 a fost industrializată fantastică. Era, se chema America, Banatul era America Europei. Deci era, veneau emigranți în Timișoara de peste tot, din Germania, glumesc. Din ce cauză treaba asta? Și-au făcut marile fabrici, dar nu le-au făcut cu platforme industriale. Au făcut în multe locuri. Și acum, în 1990, când era evident că România avea fabrici de manufactură și manufactura nu mai există în Europa, fără discuții, în Anglia, în 60, s-a schimbat în Germania, după 90, imediat a dispărut toată manufactura, se mută în alte părți, acum vin roboții, ei fac manufactură. Deci, și-au rămas acele terenuri pentru afaceri imobiliare. Și ele, politica care a fost, am făcut-o și ea s-a îndeplinit, era de acupunctură în jurul cetății. Ca cetatea care avea o rază, nu știu, avea 30 de hectare, 30 și ceva de hectare, în jurul ei să se graviteze alți poli de atractivitate ca să apară rețele pietonale între cele... Acest. Da. Și a apărut în piața 700 Sibisiu, în mall-ul acum s-a dus cu parcul până la 250 de metri de cetate. Ișo este destul de aproape de dacă fac operațiuni, integrează bastionul. Bastionul este un capăt de linie care nu este funcționabil. Nu este funcționabil, nu e nimica. Nimeni nu-l vizitează, nu vreau să discut să multe. Deci astea trebuie gândite. E la gară deja, sau se face acum fosta fabrică de pălării, s-a făcut unde e Nokia. Deci astea toate amplifică zona cetate, care era o zonă foarte mică, a devenit o zonă de 3 ori, 4 ori mai mare și astea fac conexiunea cu cartierele tradiționale și cartierele de blocuri. Și practic astea fi mare repere. Cetate, fabrici. Cele trei rămân istorice și după aia vin astea făcute acum. Mall-urile, inclusiv zona respectivă. Mall-ul, da, nu, Ișo nu-i mall. Nu. Da, mall-ul ăla din partea de nord. Dar birourile, fiindcă este evident că la ora actuală creativitate, există două lucruri, apropo de asta, de viitorul Timișoara, dacă mai avem două minute. Clujul a făcut pe startup. Și au crescut. Timișoara, cu primarul Cioandu, a avut altă politică, din punctul meu foarte corect, din punctul meu de vedere, și anume a dus mari dezvoltatori germani. Și acum, fabrica Continental are centru de cercetare în Timișoara, pe plan acum mondial. Acum dăm la nume, la greu, dar asta a, e scuze, multinațional. Are, deci, aici... Salariile sunt mari de tot, însă, de exemplu, în Timișoara nu sunt milionari. Tineri. Da. Fiindcă la Cluj sunt milionari tineri. Fiindcă ei au început, aici orice absolvent de politehnică... S-a devenit angajat, mai mult sau mai puțin. Ei sunt angajați cu venit mare... Superior, dar nu sunt milionari, că n-ai cum din salariu. Exact, trăiești bine. Ceea ce e o altă civilizație, de exemplu, la cum e la Cluj. Da. Deci, apropo care, deci, un fel de nivel mediu mai înalt, mult poate, mai înalt, da, mult mai înalt, da. Și acolo sunt niște vârfuri și, mă rog, vârfuri și da. Deci de aia lucrurile sunt. Da, asta e o diferență enormă și asta se vede și în cultura locului ca stil. Poate că și în opțiunea pentru Timișoara, capitală culturală, ca să arătăm cu degetul generic emisiunii, s-a ținut cont și de asta, că asta a ținut decizia, a fost ca să se facă cu Novi Sad. Ca să fie. Că atunci așa trebuia Timișoara, Novi Sad, două orașe din Banatul istoric. Era, făcea parte din politică și așa mai departe și oricum tema va fi LGBTQ, poate, ca să zic nu, așa. În mod sigur s-a încercat la
Plovdiv în, în Bulgaria acum un an sau doi, și a ieșit un scandal imens. Da. Timișoara este pregătită deja pentru treaba asta și vom avea, din deja, toată lumea se va aduna aici și va fi... Deci de asta spuneți acum, asta este o informație care are capital de știre, potențial de știre, că un fel de temă centrală, să zicem așa, fără va fi promovarea LGBT-ului. Sigur. În cadrul proiectului Timișoara, da, capitală, ca temă centrală? Da, sigur. Da. Da, sigur. Cum vedeți asta afectând? Păi, nu suntem Plovdiv, că suntem Timișoara. Da, problema se pune, de exemplu... Au mai fost, știți, probleme când au fost manifestări. Problema este mare de tot. A fost gestul făcut de președintele Iohannis când s-a dus în audiență la Patriarhul României să ceară sprijinul pentru vaccinare. Când o să meargă primarul din Timișoara la mitropolit, în camera lui de primire, unde Ciuhandu mergea destul de des, am fost și eu de 2-3 ori. Atunci, la Corneanu, da? La Corneanu, da. La Nicolae, care era un ecumenic, care era de înaltă clasă. Atunci, fiindcă la ora actuală sunt două entități care nu au nimic în comun. Și nu face bine orașul. Vă referiți la biserică și la... Bun, aici lucrurile sunt foarte clare. Ține de un primar neoprogresist, nu caracterizăm dacă e bine sau rău așa nu, ceva, dar... și cea mai ortodoxă orientare, okay, cea mai dar, conservatoare dar, orientare creștină. Dar președintele României s-a dus la... Că problema nu e dacă se duce, problema că poate fi dialog autentic. Primul lucru este să stai față în față. Bun. Față în față, hai să stăm, să încheiem tot cu catedrala. Da. Știți că s-a tot întâmplat, am și invocat o problemă aceasta a decupării crucilor, a tăierii crucilor pe catedrală. Deci că era castel din povești, da? Da. Unii și-au asumat, alții nu, că și artistul care a făcut pe ultima dată a fost discuția cu un desen la aici studenți, în complex, a spus că nu-i neomarxism. A venit și a adăugat. Da. Și așa mai departe. Cum vedeți asta? Pe asta v-am spus. Există o tensiune latentă. Și această tensiune latentă, ea trebuie de oameni... Peste tot în lume, aici e latura locală. Da, dar Timișoara este deja. Și ea trebuie stâmpărată. Și asta nu se poate face decât prin dialog. Fiecare să-și lase orgoliile. Repet, eu nu am crezut că președintele României se duce la patriarh și patriarhul îl primește. Asta e și un apel către primar să se ducă la mitropolit? Către orice om politic. Asta înseamnă să fie un politic adevărat. Nu contează ce religie... Ce... Nicolae, mitropolitul, repet, în ianuarie, când am văzut cum era cu baptiștii, cu neoprotestanții, cu... Gândiți-vă, Centrul Cultural Maghiar al Macoveț. Eu știu când am semnat, cum s-a semnat... Cel din zona Hârțan aici, aproape de, nu? După pe Hârțan, turbine. Exact, podul dinainte. Ăla este dovada... De exemplu, la Satul Mare, poate încheiem cu asta, e una din cele mai reprezentative act de arhitectură modernă românească făcută de Porumbescu. Și anume? Centru Civic. Și acum, din motive de așa, s-au apucat să demoleze pavajul, care a făcut, de repet, ăsta era cel mai mare arhitect. Astea sunt acte... Dom'le, nu te atingi de o zonă, faci o zonă alta. Dacă vrei să-ți dai apartenența etnică sau politică. Că asta ați predat acum, ați pledat în emisiunile astea și odată pentru un fel de echilibru arhitectural care să fie o oglindire a societății eficientă, da, și realistă, adică și opera și catedrala ca însemnele românității arhitecturale într-un context arhitectural habsburgic, flancate habsburgic, așa se pune problema, și totodată spuneați că asta eu, deși știam că oricum se merge în această zonă, nu știam că asta va fi o temă centrală la teme 2023. Asta bănuiesc eu, da, nu greșesc. Bănuiți, nu știți, nu-i pe surse. Sursa mea întotdeauna s-a lansat oricum tema și urmează să o dezbatem. Domnul Radoslav, mulțumesc!